Pentru următoarea etapă a cămășii mele de Vrancea, am nevoie să îmi împrejmuiesc râura de câte un rând cu zale. Aceste zale sunt făcute cu tel. Telul este acest fir mai lat, care poate fi auriu și sau argintiu, și care în Vrancea s-a cosut în două forme: cea de tel rupt, pe care o voi folosi și eu, și cea de tel șchiop, care este o formă de a coase neîntreruptă a firului de tel. Se folosește acest ac special, care are două găuri. Da? Se pot folosi ambele găuri pentru a asigura mai bine telul și a nu ne ieși din ac. Prefer acum, la început, să îl folosesc doar în prima gaură, pentru că uneori mi se mai răsucește telul și am nevoie să-l scot și să-l rearanjez. Foarte important acum la început este să folosim bucățele cât mai scurte de tel, pentru că este un pic mai dificil de cusut cu el până deprindem tehnica. Încă un punct important este că acest tel trebuie să ne rămână tot timpul drept, să nu ni se răsucească. Dacă apucăm să-l îndoim un pic, își va schimba forma și cu greu mai revine la cea inițială. Important aici este de menționat că, deși zalele ne apar așa pe fața cămășii, ele se cos pe dos. Haideți să vedem cum. Încă o chestie, eu zalele le cos între două rânduri de șinătău. Între aceste rânduri de șinătău am lăsat patru fire de pânză. Atât îmi ocupă mie pe acest tip de pânză zala. Patru ca lățime, practic, patru fire. Iar ca lungime vor ocupa șase fire. Haideți să începem pe dosul pânzei. Da? Bun. Se începe cu o diagonală care va ieși pe față. Introduc acul la un rând, la un fir distanță de șinătoul din dreapta. Întâi număr 6 fire, ca să știu cât are lungimea zalei, atât are lungimea zalei mele. Introduc deci la un rând distanță de șinătoul din dreapta și scot 6 rânduri în sus, la două rânduri distanță, la două fire distanță, deci 6 fire în sus, la două fire distanță. Prima diagonală va ieși o diagonală pe fața pânzei. Ok, tragem ușor de tel și lăsăm un căpețel pe care îl vom asigura, cu care vom asigura telul pentru prima za. Îl apăsăm ușor cu buricul degetului și în felul acesta l-am asigurat. Urmează să facem o diagonală pe spatele pânzei, aici unde suntem noi. Deci prima diagonală, avem o diagonală pe față, vom avea una și pe spate. Îi dăm forma diagonalei și apăsăm ușor, aplatizăm ușor. Foarte important, tot timpul când ținem telul în mână, este să fie întins, să nu se răsucească. Ne așezăm acul din nou, astfel încât firul să nu fie răsucit. Introducem din nou acul la capătul diagonalei, deci de unde am început, și îl scoatem mai sus, pe o verticală, 6 fire mai sus. Da? La două fire distanță față de unde am scos mai devreme diagonala. Tragem ușor, iar când s-a format diagonala, apăsăm ușor cu buricul degetului pentru a aplatiza și a fixa aici această diagonală. Următorul pas este încă o diagonală pe spate. O nouă diagonală pe spate, apăs ușor, ca să mi se aplatizeze, să mi se fixeze. Întorc cu grijă telul, astfel încât să nu mi se răsucească. Și acum formez a doua diagonală. Formând a doua diagonală, da, eu intru aici la un fir distanță față de șinătoul din stânga și scot pe verticală în sus. În felul acesta mi s-a format a doua paralelă pe față, vom vedea. Și scoatem ușor. Nu tragem până la capăt, lăsăm această mică buclă pentru că am terminat zala și trebuie să asigurăm telul. Pentru aceasta lăsăm această buclă prin care trecem acul. Din nou avem grijă ca telul să fie întins, să nu se fie răsucit. Tragem ușor, tragem ușor și s-a format zala și telul va rămâne asigurat aici de sub. Foarte important acum când tăiem
telul, să tăiem foarte aproape, cât mai aproape posibil de diagonală. În felul acesta, telul va rămâne asigurat, apăsăm ușor, da, cu buricul degetului, iar când trecem cu degetul trebuie să nu ne zgârie. Bun. Asta ne-a ieșit acest X-uleț pe spate, iar pe fața cămășii ne-a ieșit această zală. Da? Zala este formată dintr-o diagonală pe dedesubt și două paralele. Haideți să mai facem un exemplu. Pregătim din nou acul. Ok. Numărăm cele 6 fire cât ocupă acum o zală. Și formăm prima diagonală, da? Pe fața pânzei. Scoatem pentru prima diagonală. Ok, lăsăm un căpețel, da? cu care asigurăm telul. Îl îndoim ușor cu buricul degetului și formăm prima diagonală pe spate. S-a format prima diagonală pe spate. Ok, și acum scot în sus, da? Și se formează prima paralelă pe față. Ok, s-a format diagonala. Apăs ușor, da? Ca să o fixez. Formăm a doua diagonală pe spate. Ok, am fixat-o ușor. Cu grijă ca telul să fie întors, întins și nu răsucit. Întins și nu răsucit. Întrucem acul, scoatem în sus. Scoatem în sus. Ok, nu scoatem până la capăt. Lăsăm această mică buclă. Trecem acul prin această buclă. Ușor. Ok. Ok. Înainte să aplatizăm, ne asigurăm că tăiem cât mai aproape posibil de diagonală. Da? Am asigurat în felul acesta telul. Nici nu ne zgârie. Nu ne zgârie când trecem cu degetul, pentru că este sub această diagonală. Da? Iar pe fața cămoșii ne-a ieșit o nouă zală, da? Formată din această diagonală și două paralele. Ok, și cam așa arată. Sper să vă fie de folos!